Ce oraș în Alba Iulia? 5 cuvinte? Nu mai înțelegem nimic. Nu știu, poate că, informațiile sale erau obținute de la persoane din România care erau la curent cu toată povestea. Cele despre Alexandru însă se opreau în momentul în care asociatul său l-a abandonat la Cremona, dispărând fără urmă, după ce colindaseră împreună în chip de fugarea pe un continent întreg. În țară situația nu scăpase de sub control. O vreme au plătit mulți bani ca să sponsorizeze diverse funcții în stat. Firește, nimeni erau singurii care cotizau în acest fel. La un moment dat, Alexandru nu mai vrut să efectueze plății pentru că i-a mirosit ceva. S-a părut că banii nu ajung la cine își dorea să ajungă, așa că a luat decizia să închidă.